Este o șansă, o centrare și reluare din plonjon a lui Coli. Moldoveni. Refuză să iasă cu minge lungă. Craiova este în grevă. Deocamdată nu scoate nici un cuvânt. Roman! Roman în poziție excelentă. A fost supus unui asemenea linșaj mediatic încât o vreme a plecat din România, a jucat în Republica Moldova. Pasă spre Gustavo! Gustavo! Tantă a acestui meci. Nistor rămâne mijlocașul pentru poziția pe care o ocupă acolo în fața defensivei, riscă uneori cam mult. O deschidere spre Gustavo, în duel cu Scheroni, Gustavo îl întoarce pe Scheroni și înscrie! 1-0 Craiova, minutul 40, gol marcat de Gustavo. Ceva n-a funcționat în apărarea Botoșanului, Țigănașul nu era pe poziție, Scheroni n-a avut dublaj. Iar Gustavo reușește o execuție foarte frumoasă. Kindriș, Kindriș și Florescu abia au revenit de la Olimpiadă. Malcolm. Florescu, Roman, Malcolm, Oghenda, gol! Fază superbă a Botoșanului și Ervin Oghenda restabilește egalitatea în minutul 49. Oghenda a încercat să plece de la Botoșani, s-a dus la Chievo, nu s-a adaptat. Vlădoiu trebuia să fie mai hotărât, a ajuns târziu pe o zonă părăsită de stoper care fusese atrași spre marginea care... Luptură liberă pe care o execută Roman, centrarea n-arată rău, balon de viață pe Enrico Papa, gol din foarfecă! Enrico Papa dă un gol de campion! 2-1 pentru Botoșan din minutul 53, foarfecă Papa! El a înscris și în singura victorie a Botoșanului obținută vreodată pe terenul Craiovei în campionatul trecut. Kindriș este cel care a trimis acolo. Mi-e teamă că și Lazar are partea lui de vină. Sigur, e foarfecă, dar îl prinde oarecum pe contrapied, dar s-a văzut din gestul lui Papa că va urma acea foarfecă, însă numai în ligile inferioare până acum. Balon care sare spre Gustavo! Gustavo! Trece de Pap, dar nu reușește să trimită pe spațiul porții. Pentru Gustavo, din acest ricoșeu norocos, mingea sare la Gustavo, care driblează bine și de aici nu reușește. El este stângaci. De fel, probabil că acesta este motivul, a trebuit să dea cu dreptul. Gustavo! Ce paradă are Pap! O minge pe care scria gol. Excepțional! Mână tare! În mod normal acolo, dacă nu ții mâna cum trebuie, balonul... Centrează Vlădoiu, Colici! Paradă fabuloasă! Din nou a lui Pap, care respinge în bară. Iar apoi Ofosu joacă periculos. Se pregătește să intre Patache. Centrare superbă, luptură de cap perfectă a lui Colici. Pap, vă spuneam, într-o zi bună, poate să-și exaspere.